Bună seara! Da, eu m-am gândit așa că inițial am spus să fac un tablou, să-l iau de la zero, să-l pictez, dar am găsit tot, nu și-am mai găsit ceva vechi pe aici. E un tablou vechi. Asta e cum se picta odată, de demult. Mă rog, e plin de praf. Da, o să-l modificăm dintr-un tablou. Cum o să facem? Dintr-un tablou vechi, da? O să facem un tablou nou. Ce se poartă acum prin galerii, sigur că da. Mai puțin că eu trebuie să-mi prind părul, că mă deranjează părul. A început tot să crească părul ăsta din ce în ce mai... Da, astea sunt niște maci aici. O să trebuiască să-i modificăm puțin pe maci ăștia, dar plus de asta va trebui să modificăm și rama puțin. O să mai umblăm puțin și la ramă. Da. Eu nu mi-am pregătit nici paleta de culori, dar avem timp, lăsăm. Am văzut, eu inițial am crezut că e pictat în ulei, dar am văzut că e în acrilic și nu înțeleg cum în acrilic, că e mai vechi tablou și totuși e în apă, nu e în ulei. Nu știu, sau e o mixtură, n-am idee. N-am făcut o analiză să spun în ce este pictat, oricum aici e spart. E pe carton sau pe hârtie, nu știu ce e asta, cred că e un fel de hârtie ceva, că e foarte sensibil. Așa. Ia să ridicăm puțin mai... Sau e bine așa? Încerc, scuze, numai puțin ca să mă aranjez și eu mai bine. Da, pentru că nu știu exact în ce e pictat. Am zis că e în apă și în apă este, într-adevăr că e în apă. Dar pe aici cred că treburile astea pot fi în ulei, presupun, nu știu. Bun, de ce avem nevoie? Păi, avem nevoie de mult alb. Am să vă arăt cu ce culori. Haideți ca să ne înțelegem culorile pe care le folosesc eu de la My Mary. Dar cantitățile sunt foarte mari de culori. De exemplu, am aici 2 litri și jumătate de alb. Deci 2 litri și jumătate de alb. Astea la alte, culorile astea la alte sunt tot așa la 1 litru și de la My Mary, tot așa foarte mari. Deci cantități însemnate de culoare, să spunem așa. Bun, avem nevoie așa, de alb. În primul rând că ar vrea să fie un tablou modern, să scoatem într-o pictură modernă. O să scot niște alb de aici, din borcanașul magic de alb, de acril. Aici am o ruptură, clar. Semnătura nu ne interesează. Oricum, nu știu dacă mai trăiește persoana și nu știe cu câți ani a fi fost făcut tabloul. Așa, albastru, roșu, negru, bine. Roșu. Bine, pot fi bidoanele și așa și... Na, forma lor e chiar... O să spuneți ce pictăm dacă tot maci sunt. În trecut tot maci am făcut, acum tot maci, o să spuneți, bă, dar nu mai maci, nu mai trebuie, de asta faceți. Nu mai facem și altceva? Ba, o să facem și altceva, vedem. Numai puțin prima dată să ne așezăm cu culoarea. Cine vrea? Păi da, o să punem doamna Doina Matei, acum deja am intrat.
Trebuia să vorbesc înainte, îmi cer scuze, da. Pe grupul Școala de Pictură, da, Rembrandt. Da, o să trebuiască să direcționăm într-acolo, dacă puteți direcționa dumneavoastră. Bun, ce mai avem nevoie? Avem nevoie, în primul rând, culoarea. Ia să vedem de ce avem nevoie. Avem nevoie de un fus din ăsta. Nu contează ce e pe el. Din ăsta, fus, să dăm așa, da? Eu dau acum să șterg puțin rama și tabloul de praf. Să nu mi se murdărească. A, e bun. A, nu prea pot să șterg tare, că se ia vopseala. A, e clar. E acrilic ceva, tempera, nu știu ce mixtură de ce a fost pe aici. Bun. Eu am niște bidelele cu care merg mai bine pe dimensiuni mari, merg mai bine la dimensiuni mai mari cu astea, că le țin din lung și pitez de la distanță. E mai ușor, apreciez mai bine modelul de la distanță cu lucrurile astea. Bun, ar trebui să aleg probabil o paletă cromatică sau o să vină între timp cromatica paletei. Eu acum aș zice că mai degrabă i-aș face trandafir pe ăștia decât cri în situația dată. Mac, roșu, ce este, de fapt. Da, am să încerc să acopăr. Eu o să dau și rama puțin cu alb. O să o fac și pe ramă cu alb. Dar nu acum. Puțin mai încolo. Lucrez puțin pe fundal să scăp de... Deci e un tablou vechi. Cum putem să-l aducem la ceva modern? O să folosim și cuțitul, evident. Cam prea răspirați, cred că o să-i mai adun puțin. Aici am chituit eu puțin, era spart rama puțin, ăsta, lucrarea. Și... e un carton. De fapt, cred că nu știu dacă e carton, cred că mai degrabă o hârtie puțin mai groasă, care... Așa, am și o cărpă la îndemână. Bun. Vaza o să fie undeva, probabil, la baza ramică. Nu se mai poate vedea din ce a fost. Nu mă interesează vaza din ce a fost înainte. Așa că o să-l facem noi cumva pe aici. Ia să o aducem noi chiar la jumătate. O să o aducem undeva pe aproape pe ramă, ca și cum a stat pe ramă. Hai, de chiar... De ce nu? Aș pune ca și cum ar sta pe ramă. Știu că da, e prea jos coborât. M-aș putea să-l întorc invex pe tablou, să lucrez niște flori invex, dar... Na, aia acum dacă tot. Așa, ia să facem și niște roșu. Roșu puțin alb, o să facem niște trandafiri. Rozii, mai degrabă decât roșu. Hai să fugim de roșu ăsta, da? O să facem trandafirul în formă de spirală. Ne ducem așa, da? Uite așa. Uite așa, vedeți?
ai nevoie să-l croiți tocmai un trandafir super vizibil și într-o formă super... Asta, numai asta o să fie din prim plan, așa să spunem, în restul îi putem face tot în spiral, tot ne imaginăm spirala respectivă, da? Aici lăsăm puțin loc de dialog între... Aici e umbră puțin, da? E numai o impresie. Bun, ce mai avem aici? O să mai facem unul și aici. Orientăm de data asta în sus, cu petalele în sus, așa. Iată. O, ce repede a ieșit. În două mișcări. Unde mai facem? Mai facem și pe aici. Probabil că și ăsta doi se vine la fel. Hai să facem tot așa. Încercăm să-l... Așa. Tot. Deci în spirală, da? Mișcați într-o spirală, da? Da? Și deliberați pigmentul încet, încet, da? Până creați. După aici, pe margini, nu faceți rotund perfect. Știți că petalele trandafirului unde iese mai în... Uite-l. Așa. E perfect, da? Hai, încă o dată. Aici, da? Așa, și luăm așa, facem frumos. Ia uite, vezi? Uitați la mâna mea. Vezi? Și acum venim puțină umbră laterală aici, în spatele lui, ca și la ăsta la altul, știi? E, acum nu să fie chiar... Nici nu am venit cu verdele încă, voi veni și cu verde. Acum vin numai cu aceste culori prime. Pentru ăsta cum îl facem? Dodea de aceeași culoare? Hai să mai schimbăm. Îl facem poate cu puțin un alb și puțin galben la urmă. Acum o să fie doar puțin alb. Așa. Și după aia o să punem galben. O să-l amestecăm cu galben pe ăsta, dar... De-abia mai încolo, atunci când culorile încep să se usuce puțin, da? Că e vorba totuși de acrilic. Acrilicul se usucă relativ repede. Da, da, stați puțin să închid sunetul, că nu sunteți vinovați de... Bun. Totuși aș încerca să nu-i înghesui prea mult. Aș vrea să puțin să și aibă o... să răsufle cumva. Haide să ne gândim, da? Totuși avem aici vaza. Da? Aici avem vaza. Jumătatea este aici, da? Să nu tindem către... Trebuie să-i echilibrăm cumva, da? Să mai facem și în partea asta. Hai să-i facem și aici. O să venim cu unul galben. Ia să-i facem mai gălbui așa puțin. Ia să vedem cum... Uite! Gata. Ăla e. Câteva efecte. Nu ne grăbim. Hai să facem aici unul mai roșu, puțin așa. Un trandafir care încă nu s-a deschis. Ne imaginăm un trandafir. Aici la fel vom face încă unul micuț. Nu? Sau unul mai mare, că avem spațiu suficient să echilibrăm compoziția, da? Să nu vină răsturnat. Deci mai mărim puțin pe ăștia de aici. Aici va veni unul așa. Bun. Aici mai facem încă unul. Hai să mai corim încă unul aici. Și după aia ne gândim de unde vine lumina. Luminile, el o să vină scăldat în lumină. Buchetul de flori cu siguranță va veni scăldat în lumină, îl facem ceva modern. Am spus că scoatem din patina de vechime, da? Așa. Aici am să fac eu puțin umbră axă. Am să mai accentuez puțin. Deci tot așa în spirală, da? Mișcați în spirală și cu pensula, să nu stați cu pensula, da, așa, din tremurat cumva. A? Să rezulte doar efectul de trandafir, nu umblăm la detalii, la să le facem identice și să
Da? Bun, hai să pregătim puțin verde. Eu verdele o să-l prepar din galben, alb și albastru puțin. O să fie un verde mai crud la început, după care o să-l mai închidem. În acrilic poate fi chiar direct din prima, puneți culori închise, pot fi puse culorile închise în acrilic. Deci, de exemplu, hai să vă arăt, puțin albastru și negru poate însemna un verde închis, da? În anumite condiții, cum ar fi, de exemplu, pe aici. Uite așa. Astupăm acum din vechile flori. De fapt, astupăm că ele nici nu mai există acolo, în mare parte din ele, din ce a fost. Ca să punem aici un violet. Ne jucăm puțin cu violet aici, să închidem puțin zona asta. Acum am să vin cu alb. Între timp aștept puțin să se mai usuce culorile pe acolo. Și ca să nu stăm degeaba. Dacă ați observat, eu am lăsat cumva ca și roșul ăsta care se mai vede pe acolo, vreau să-l folosesc ca și efect pentru următorul tablou. Deci mă folosesc de ce era înainte, da? Și îl las ca un efect. Mai ca să-l obțin pe ăla care efect, trebuie să vin cu un roșu puțin pe aici, pe aici, cu alea să mai bag prin fundalul ăsta puțin roșu, da? Să-l vibrez puțin cu roșu, să nu se regăsească doar acolo, știi? Ok. Acum, pentru că trebuie să aștept până se usucă, o să lucrăm la ramă puțin, da? Și pentru ca rama să nu se piardă în cu fundalul, o să facem niște diferențe, dar după ce terminăm de dat rama, când am să pitez, o să fac niște diferențe cromatice, să nu se confunde prea mult rama în tablou, în lucrare. Uite așa. Eu dau să rămână și modelul ăla de la ramă, să se înțeleagă florăria aia, vedeți? Adică las tu bine, bine totul, mai las puțin și din pat, din ramă să se întrevadă pe acolo, tocmai ca să obțin efectul ăsta. Dacă vi se pare interesant, distribuiți. Dacă credeți că e interesant ce fac, nu știu. Cum credeți voi? Nu oblig pe nimeni, dar să știți că am văzut o indiferență pe ceea ce fac prea multă și lucrurile astea mă determină să...
Așa, acum am să dau bine, bine chestia asta. Nu mai marginea asta cu alb. Treaba asta de aici. Da? Atât. Și după aia am să vin cu... Nu mai spun cu ce am să vin, că după aia... Fă-ți mai bine să fie surpriză pentru voi cum o să fie făcut tablou. Eu la atâta v-am spus că o să-l transformăm într-un tablou modern dintr-unul vechi. Deci aviz, nu toate tablourile, tot ce înseamnă vechi, ies și bun. Din fapt, din simplu fapt că e vechi, e și de valoare, nu? Ok. Cam asta. Bun. Acum hai să trecem la fundal și după aia ne întoarcem înapoi pe flori. Probabil că între timp s-au mai uscat, da, s-au uscat. Perfect. Bun. Ca să fie un tablou mai modern, da? O să intrăm cu un violet frumos. Uite așa. O să avem grijă de data asta vibrația culorilor să fie atent selectată, da? Să nu... Uite așa. Dacă îi dăm acest violet, în contrast cu rama albă, inspiră acuratețe. Cred că femeile s-ar pricepe mai bine la... Aici am o spărtură și o să fie și ea reparată, numai că nu acum. Trebuie lipit ceva pe spate și după aia aplicăm acolo ceva și gata. După ce lipesc ceva în spate, o hârtiuță, tot un carton, ceva, vine aici cu un kit, culoare și refac toată problema aia. Hai să mai punem violet. Oh, ce frumos a uscat. Verdele nu e uscat încă, a fost ultimul dat și... Mai durează puțin până să usucă și verdele. Nu ne apropiem prea tare de florile. Acolo unde trebuie modificate petalele sau frunzele, ne putem duce cu fundalul, culoarea de fundal cum e violetul nostru în situația dată, și mai modificăm puțin din el, mai schimbăm, ajustăm cumva. Aici aș veni cu un violet mai închis. Hai să vedem un violet mai închis. Știu, e îndrăzneala mare, dar totuși e o pictură modernă, tinerească, da? Hai să încercăm puțin să abundăm cumva în violet, dacă se permite. Așa, ia să vedem. E prea mult. E prea mult și să nu cumva să... Așa. Uite ce frumos. Deja e foarte frumos, culoarea deja s-a schimbat foarte radical, aș putea spune, din ce era un tablou neînsemnat. Iată cât de ușor, în câteva minute, îl putem schimba, aduce la viață, să nu mai stea după șifoner sau după, știu eu ce, dulap ascuns. Bun, hai să ne continuăm acum încet treaba cu frunzele. Facem niște efecte de frunze, doar nu intrăm în detalii cu nimic. Nu e lucrat nimic în detalii, doar numai efecte. Bun, ce avem nevoie? Avem nevoie de o pensulă, da? Și hai să creăm niște efecte. După care o să luăm cuțitul, ne jucăm, creăm tot felul de zgârieturi, da? Tot felul de nebunii. Permitem să facem diverse experimente, să-i spunem așa, cu... Ia să vedem noi cum facem. Putem pune acum negru. Negru ridică contrastul. Ridică contrastul foarte mult negru, pentru că avem rama albă, avem fundalul de culori deschise, culorile care da, și un negru ne ajută foarte tare, îl forțează cumva culorile deschise să fie mult, mult mai aprinse, mai deschise. Bun. O să vedeți că eu la un moment dat o să spuneți ce rol are negru pe un fundal alb, uite cum e situația dată pe aici.
Nu mă întrebați nimic, mai întâi o să vedeți. O să lucrez puțin la vază. Ia să vedem ce culoare alegem la vază, să se șterg pensula. Păi, cred că am să fac... Vă mulțumesc celor care au reușit să înțeleagă că distribuirea este un lucru absolut normal și că nu înseamnă că trebuie doar să vedem și să ne mulțumim cu ce vedem, mai trebuie să mai și distribuiți, ca eu să mai pot intra. Unde nu simt interes, nici eu nu m-am pentru ce să mai fac lucrurile astea. Deci e clar că dacă distribuiți și voi, și eu simt interesul să o mai fac. Dacă nu, vă mulțumiți doar să vă uitați și fără să distribuiți. Eu m-am uitat în majoritatea, în afară de cei prieteni care i-am eu mai așa, cam toată lumea se uită, dar nimeni nu vrea să distribuie și nu înțeleg scopul. De ce nu vreți să distribuiți? Vă întreb și eu. Vă e teamă? Ce vi s-ar putea întâmpla? Nu știu. Eu n-am înțeles lucrul ăsta. Pentru că am acolo pe pagină și îmi spune cu cine interacționez. Adică văd cine se uită și nu dă chiar nimic și... E destul de urât din partea acelor persoane care le știu de 2 ani de zile stă și se uită și nici măcar la unul trimite mesaj și spune, știți, eu sunt incognito. Adică, bine, mersi, tu ce mă aranjează pe mine că ești tu incognito. Uite, am o musculiță și ea. Am spus că o așez exact pe ramă, pe vază. Cred că am procedat bine. Unde v-am spus lucrurile astea? Contează că mă mai pot da după aia cu puțin alb. Da, mi se pare violetul ăla prea mult în partea dreaptă. Și vreau să-l mai... Estompesc puțin. Aici o să vină o sursă de lumină, să zicem așa, de unde vine lumina. O să... Trebuiască multe efecte aici, pe zona asta. Să nu fie totul în violet.
Păi, așa îmi place, când distribuiți. Mulțumesc că ați înțeles că rostul nostru este împreună să reușim să ne facem de folos în ceea ce putem fi de folos. Sunt lucruri simple, ușor de făcut, nu ne costă nimic. Am pus cam multă vopsea pe paletă și cu siguranță îmi va rămâne multă culoare și în seara asta o să mai pictez ceva pentru că mi-e milă de culoarea care am pus-o pe prea mult aici și probabil că o să mai pictăm ceva în seara asta. Bun, cam de data, hai să terminăm pe asta. Hai să vedem ce efecte putem crea acum. Păi apă, nu e altceva decât apă, să nu credeți că e altceva. Fundalul este foarte, foarte important, pentru că el determină totul. Până nu găsesc un echilibru, nu mai continui la flori, până nu mă decid asupra fundalului cum va fi mult mai bine, așa sau în alt fel. Pentru că și violetul ăsta, mult prea abuziv, dăunează grav sănătății, să spunem așa. Ori eu trebuie să-i caut niște efecte, dacă putem spune așa, să creăm ceva care să determine lucrarea să fie cumva unicată. Să, adică, ce dacă e vorba de un carton, pe un carton vechi a unui un tablou uitat de mult? Nu contează lucrul ăsta. Ideea este că putem crea lucruri frumoase. Dacă vă arăt tabloul pe spate să-l vedeți din ce an probabil era, cred că era de prin anii 50-60, cu siguranță, că e plin de toate alea. Adică era, că de fapt nu mai e ce era. Bun, aici o să trebuiască puțin, mai umblăm totuși, creăm o umbră puțin mai apăsătoare, să spunem așa. Așa, după care ne întoarcem imediat înapoi pe flori și vom crea iarăși câteva iluzii. Am așezat vaza pe ramă. Nu-i dau un contur exact al ramei, pentru că nici trandafirii nu au un contur bine determinat, nici frunzele, nimic. Atunci dacă aș veni eu și aș începe să fac vaza asta în detalii, cu formă cilindrică, cu umbra exactă, cu anumite lucruri, aș pierde din vedere că, de fapt, celelalte lucruri sunt făcute doar a crea iluzia unei vaze cu flori, știi? Atunci nu și-are rostul detalii aici. Uite, o să facem niște chestii pe jos pe aici, să pară. Așa. Ia să facem... Luăm o pensulă, că... Mulțumesc mult celor care au reușit și au făcut minunatul serviciu de a distribui. Lucru mare s-a întâmplat în seara asta. Îmi cer scuze dacă am fost puțin mai... așa e... Mereu am fost de bun simț și sunt de bun simț, dar aștept și eu, la rândul meu,
dacă e prea mare acolo. Nu-i nimic, uite-l cât de simplu l-am schimbat. Ați văzut? Cât de ușor. Da? E. Bun, hai să facem acum o sumedenie de frunze. Să vedem dacă cumva... Iarăși e o problemă aici. O sumedenie asta de frunze. Dacă facem cu verde mult, nu-mi place. Nu mi-ar place, pentru că ar cumva deranja privitorul. Iarăși e o problemă. Privitorul trebuie să fie foarte tare mulțumit de ceea ce vede. Ori verdele ăsta, care deja ne-am supraobișnuit cu el la vaza cu flori, nu cred că ar fi tocmai... indicat. Și ce o să fac? O să fac un fel de, cum se cheamă culoarea aia, nici verde, nici albastru, un turcoaz ceva, deschis, alocuri. Ah, uite, perfect. Ceva de genul ăsta, așa, da? O să prins doar niște... Bun. Iată ce voi îndrăzni acum să fac. Am să fac un contur al florilor, al vazei toată. Toată vaza o să o fac un contur cu negru. Negru chiar. O să iau un negru și conturez toate florile în forme drepte. Dar hai să obținem altceva decât un tablou clasic. Vedeți, se scurge culorile, e bine. Deci o să fac un contur. Să spuneți că nu e bine. Ba, e foarte bine. Relativ un contur. Păi de aici să vin cu puțin negru. Iarăși dezordonat, nu îl facem aranjat să vină, să creeze ideea de ceva anume. Poate fi, de exemplu, mai multe petale căzute pe jos și într-un unghi creează iluzia asta de... Bun, hai să luăm cuțitul acum, să vedem ce putem obține cu cuțitul, dacă putem obține niște efecte din cuțit. Hai să vedem ce se poate obține din cuțit acum de asta dată. Eu, dacă m-ați urmărit, deja v-am obișnuit cu tot felul de lucruri noi, le putem folosi în modul de execuție a unui tablou, începând de la o cârpă, burete, o riglă, o bucată de lemn, cu orice se poate obține efecte. Nimeni nu o să spună că e doar lucru bun de știut că folosim pensula și nimic altceva. Nu, putem folosi diverse lucruri în tehnică ca să obții anumite lucruri. Nu le poți obține numai din pensulă. Din pensulă ești limitat. Și dacă e să vorbim despre libera exprimare, atunci categoric putem lucra cu diverse lucruri care să ne prinde nouă cumva să... Uite, vezi, gâlături, efecte de... Uite ce frumos, da. Mă folosesc și de fundalul care era tablou vechi, cu parade. Asta înseamnă să te exprimi liber. Să nu fii constrâns de anumite lucruri când e vorba de pictura, de genul ăsta de pictură. Că dacă ar fi să vorbim acum de... O să vă arăt eu într-o seară ce pictez. Acolo e altă treabă. Uite, chiar îmi plac lucrurile astea, obținute niște efecte așa. Ăsta de aici e mult prea strident și atrage prea mult atenția și atunci am să-l fac să... Uite. Și ăsta, și ăsta.
Da, eu mă feresc pe cât posibil să nu fac lucruri care ar deranja privitorul, adică lucruri prea stridente, totul trebuie să fie într-o... De fapt, asta cred că și, asta cred că și marele secret în reușita picturii când pictezi. Să poți să satisfaci cât mai mult privitori în lucrările tale, adică tocmai de ce v-am spus, ne ferim de lucruri care ar putea agresa privitorul, știi? Să nu agresăm privitorul cu anumite lucruri, să fie totul blând, știi cum o să zice. Lucrarea trebuie să fie blândă cu privitorul, știi? Să lași privitorul să-ți... să fie mulțumit. Da, cred că asta este. Dacă ar fi util, vă dau un exemplu. Fără să-ți dai seama, din tendința, majoritatea celor care pictează începători de 5-10 ani, că nu ești, ești decât începător, între 5 și 10 ani ești începător. Vrei să scoți ceva în evidență și atunci imediat tind să crezi că e bine să pui un alb strident, un roșu strident, ceva care să atragă privitorul, știi? Aici greșești. Nu trebuie. Și totul trebuie să fie estompat, totul trebuie să fie într-un echilibru cromatic, știi? Și dacă reușești toate lucrurile astea, atunci mulțumesc mai mulți privitori și treaba e bună. Mai creăm câteva efecte, pentru că efectele astea sunt bune. Uite, dacă e prea mult negru acolo, putem scoate. Dăm de acolo culoare, le aducem aici, da? Uite, am să pun violet. Ia să vedem cum va funcționa cu violet. Deci totul este o încercare. Eu încerc cu voi, împreună cu voi, de câte ori intru în direct cu voi. Ați văzut, am plecat de la ce am plecat. De la zero, ca să spunem așa, da? Și împreună cu voi transform lucrările, împreună cu voi de la zero dezvolt tot felul de lucruri. Nu sunt secrete, nu am secrete. Eu nici măcar în viața mea n-am pictat așa ceva, deci eu am făcut doar Rembrandt-uri și tablouri clasice, super clasice, adică dacă e să vorbim despre ei. Acum experimentez de fiecare dată când experimentez ceva, dar de fiecare dată, pentru că nu am timp, că comenzile mele înseamnă mai de fiecare dată altceva decât ce fac cu voi aici în direct. Eu experimentez tot timpul ceva nou. Și vin și pun în practică, nu de unul singur în atelier, de-aia am spus distribuiți că împreună facem lucrurile să... Da, să mai pun puțin galben, așa, ia să vedem cum... Hai să vedem dacă nu cumva e agresiv, nu? Nu, dă bine. Dă bine, numai trebuie să fim foarte atenți să nu cumva să... Așa, ia să vedem următorul tablou cu ce-l facem. Și dacă am cu ce să-l fac. Că nu prea mai am pânze. Am o pânză, am început pe ea ceva, dar... Nu contează ce am început, că sunt experimentale toate lucrurile astea. E, acum... Am să fac aici cu alb, puțin rama unde am murdărit-o. Ia să vedem. Așa. Unde am mai dat? Acolo spre multă culoare. Nu contează. Imediat observați diferența între ce era când am tras cu cuțitul și ce este acum când dau cu pensula, da. O să sting o sursă de lumină și o să las doar una, nu să ne las pe amândouă și o să vedeți ce efect frumos, dacă ați văzut înainte tabloul cum este, cine m-a urmărit de la început. Așa, să facem frumoasă pe ramă pentru că rama nobilează lucrarea.
Ea este cea care pune în valoare lucrarea. Și ramă. Așa, ia să strângem bine, da? Și să lăsăm doar. Așa. Cum o să vă arăt el, da? Era un tablou murdar, aruncat după... Vă spun sincer, jur. L-am luat după... Era după șifoner aruncat tabloul ăsta. Acum, uite, cât de frumos ar merge să-l pună cineva în casă. Uite. Vezi, dintr-un tablou care, cum, probabil mulți l-ar fi aruncat la gunoi, că era... Era un chici din ăla vechi, ce se purta înainte. Probabil că și tabloul meu, după cine știe câți ani, îți va spune la fel. De-aia, nu mă feresc să folosesc cuvinte mari, să spun... Da? Uite, dacă îl dăm și cu lac, o să-l dăm și cu lac, și dacă îl dai și cu lac, atunci chiar e foarte frumos. Haide, distribuiți în continuare, că eu rămân cu voi și o să vă pregătesc acum o altă pânză. Lasă-mă o altă pânză și o să vedem ce pităm. Hai să vă arăt pe spate cum arată. Ia uite-l. Na, uite că vi-l arăt acum dintr-un alt unghi. La lumina rece pare puțin mai violet la lumina rece. La lumina zilei, violetul ăla nu e atât de puternic. Eu am aici ăsta, e experimental, deci o chestie experimentală. Nu e un peisaj, nu e nimic, pentru că noi ne jucăm și completăm și prefacem și tot așa. Adică, bun, ce ar trebui să pictăm în seara asta? Pe el. Nu știu ce ar trebui să pictăm. Probabil că ar trebui să pictăm un peisaj, presupun. Acum un peisaj la ora asta chiar nu știu de unde să-l iau. Măcar ca și idee, dacă aș putea să am o idee despre un peisaj ceva. Dacă nu, o să pleci, o să uite împreună cu voi. Vom descoperi pe sursa asta de pânză, pe bucata asta de pânză, ceva ce am putea să... Să-l schimbăm și să aducem ceva nou pe bucata asta de pânză, da? E tot în acrilic pictat, într-o altă ședință, știți, când am mai schimbat-o ceva, da? Mă duc să beau puțină apă și revin. Așa. Bun, hai să experimentăm ceva nou. Sursa de lumină mai sus, așa, stă bine, da? Ok. Bun. Păi, în afară de faptul că trebuie să facem cu apă, toate peisajele n-ar trebui să fie toate doar cu apă. Hai să mai gândim și altceva. Uite, hai să luăm de la faptul că avem niște violet aici pe paletă și a rămas ceva mai mult. S-o grămadă de culori rămase. Păi, astea trebuie consumate, culorile astea. Păcat de ele să le aruncăm. Așa. O să mai punem puțin alb. Așa. Și probabil că o să facem un peisaj. Peisaj sau tot flori, oare? Ia să vedem. Ce să facem aici? Peisaj sau tot flori? Ia, aștept și eu de la voi ceva. Uite, vezi, mă felicită și în altă limbă, cred că e în spaniolă sau ce știu eu, ce limbă. Da, bun. Spuneți, facem peisaj sau facem flori sau facem ce altceva vreți voi, indiferent. Spuneți ce vreți să pictăm și aia pictăm. Hai să vedem, o idee. Mamă, ce m-a făcut de negru.
M-am udărit? Cred că și pe față m-am udărit. Ăsta cu violet pe aici, parcă tot violet, parcă tot dintre astea m-am săturat și eu de atâta peisaj cu apă. Dă-l în sărăcia lui cu apa lui, că parcă numai apă, apă. Mai întâi de toate, hai să acoperim ideea asta, să nu mai fiu influențat de vechea idee, știi, de tablou, vezi? Așa. Ia acrilic cu acrilic, merge. Nu e nicio problemă. Bun, hai să vedem ce pizza. Hai să citim, să vedem ce vreți. Peisaj marin, da. Cubismul. Cine a zis cubismul? Stai așa că îmi place ideea. Pentru mine, Cristian, cubismul? Cubismul înseamnă pictură modernă, da. Păi tot așa putem spune că facem și... Da. Ar fi o idee, dar nu știu dacă mulți ar fi de acord cu treaba asta. Îmi place ideea. Hai să vedem ce mai găsim. E bună ideea și cubismul. Un câmp cu flori. Doamna Sica. Doamna Sica, un câmp cu flori ar fi minunat. Cred că ar fi minunat un câmp cu flori. Cum spuneți dumneavoastră? Facem un câmp cu flori atunci? Ok. Hai să vedem... Ia să vedem, mă. Aici astup din pânza veche, nu e nicio socoteală. Bun. Doamna Sica zice un câmp cu flori. Un pola cu flori, da? E, un câmp cu flori trebuie să aibă și o peisaj de munte. Și ruine pe înserat, iar e o chestie mișto, fructe. Băi, și chestia asta cu fructe ar merge fantastic, să vă învăț niște chestii mișto, o natură statică era bine să facem. Știți, adică era o chestie mișto, da, nu, cred că ar trebui să facem niște cursuri online. Asta cred că cu siguranță se va întâmpla, pentru că cred că o idee bună dacă am putea face un curs online, cred că. Au mai fost oameni care au spus, numai că eu unul personal să mă ocup de lucrurile astea mi se pare cam mult. Pentru mine e complicat să mă ocup și de cursuri online, să fac eu o pagină de Facebook sau ce știu eu cum se pot face lucrurile alea și să mă ocup de organizare, de... Da, poate și comoditatea asta își spune efectul. Bun, atunci facem un apus de mare. Ce să facem, ce să facem. Am foarte mult violet la dispoziție. Asta ce mai este aici, chestia asta? Am găsit o chestie mișto. Cred că v-ar place și vouă dacă am face o chestie de genul ăsta. Bine, e mult prea ușoară, o fantezie mai degrabă aici. O floare, niște... Ia să vă arăt. E o fantezie, dar e mult prea simplu. Mi se pare o chestie banală, dar s-ar putea să fie frumoasă, nu știu. N-aș încerca, e prea simplu. Nu, e prea simplu și nu mă reprezintă pe mine chiar atâta de lucrurile de simple. Ah.
În schimb, am găsit o chestie chiar e mișto, mișto, mai faină. Uite, asta chiar îmi place. Ia să spuneți dacă nu vă place. Ia să vă arăt treaba asta. Cascadă în ceață. Mâncăm puflă cu lavandă. Da, merge, că e mult violet. Da, chestia asta nu v-ar place? Mie mi se pare ok. Cu ceva de genul ăsta. Hai, gata, dacă a spus cineva super splendid, 2, 3, gata, frumos, gata, ăsta îl facem. Bine, nu-l facem pe ăla, că știți bine, nu-mi place să fac reproducerile alea, dar avem un punct de plecare în comun. Bun, schimbăm și facem, hai să pictăm. Eu o să mă duc undeva pe aici cu masa. Nu-mi place ideea de masă. În schimb, de data asta va trebui cumva să plasăm vaza într-un perimetru paginar, să spunem așa, impropriu, dar trebuie să o plasez undeva pe vază. Și atunci am să vin așa. O linie, da? Facem o linie aici iarăși. Calculăm să vină cât de cât pe jumătate, cât de cât. Așa. Ei, bun, acolo. Îmi iau puțin albastru și puțin violet, dacă tot am atâta violet, ce să fac cu el, domne? E acolo, e albeu. Și facem o paranteză așa, una așa, da? Ok. Ca să o mai lățim, e ușor, da? Ia uite. Și gata vaza. În prima fază. Dacă după aia îi mai facem noi și niște efecte de lumină și bla 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 și bribițul din astea, asta e altă treabă. Ideea este că aici va veni vaza. Să fac puțin portocaliu. Ia să facem noi puțin portocaliu. Nu am mult de pus, doar aici. E perfect. E perfect. Așa culoare stridentă n-am mai făcut de când mă știu eu. Am nevoie de puțină culoare pe dedesubt. O să vedeți de ce treaba asta. Eu am citit tabloul deja. Am nevoie de culoarea asta să se usuce pe dedesubt. Pe dedesubt există un efect frumos. L-am dibluit așa puțin. După ce se usucă bine culoarea asta, o să vedeți că culoarea asta de violet, roșu ăsta și ăsta, portocaliu ăsta, ce știu eu, așa, o să creezi un efect frumos după uscare. Da, el se usucă relativ repede pentru că e pe bază de apă. Așa. Hai să-i punem culoare. Am spus că în acrilic putem începe cu culorile închise, dar nu e același lucru, nu e raportul ca la ulei, când nu mai putem schimba. Știi? La ulei nu putem începe cu culorile închise, începem cu culorile deschise. Tocmai să avem un echilibru constant al cromaticii. Aici e altceva, aici ne jucăm, creăm mai mult totul. Acrilicul e bazat mai mult pe efectul impulsurilor de culoare. Știi? Acrilicul te impulsionează, tot timpul dă impulsuri cromatice, știi? Și pe urmă, cred că asta e și frumos cu acrilicul, știi? Bun, aici e mai... Ia să facem mai deschisă zona asta. Se pare cumva că e cam sus, cred că ar fi trebuit să o cobor mai jos. Da, e sus. E sus, hai să o coborăm jos. Uite, vezi frumosul acrilicii, că nu mai stai mult să te gândești. Îl cobori jos de aici, modificăm vaza, nu e nicio șmecherie. Pe când la ulei lucrurile astea erau puțin mai complicate, nu le puteai face așa dintr-o dată. Trebuia să aștepți să se usuce, să bătaie de cap. E frumos uleiul acolo unde lucrezi lucruri care trebuie pictate în ulei, pentru că știm bine, ce face uleiul nu face acrilicul și invers. Uite aici o pune pe vază. A mai mărit o nițel, că mi se părea cam mititică. Ia. De aici, în schimb, o să plece toată treaba asta. Nu mai rămâne. O coborâm jos, am spus. Ok.
până aici. Aici are o formă subtilă, trebuie să fim foarte atenți acolo. Mai are aici o lumină și încă una aici. Aici, am spus că coborâm încet, amestecăm astea între ele, să vedem ce putem obține din efectul ăla acolo. Dacă nu cumva ai un efect, cred că de cuțit, ultimul efect de cuțit îi dat, cred că cu roșul ăla pe acolo, dar o să dibulim și pe ăla. Am deodată o să amestecăm așa frumos pe aici. O să fie foarte deschis la culoare. Pun violetul ăsta pentru că lucrez mai demos. O să dau și cu fâs-fâsul ăla, știți, ca să obțin, să nu se usuce culorile prea repede. Dar acum trebuie să se usuce. Acum mi-ar trebui o uscare rapidă să pot trece la următorul nivel. Așa, să mergem și puțin mai închis. Zona aia de acolo de sus e puțin mai închisă. Și de ce e mai închisă zona de sus? Pentru că contrastează foarte tare cu partea de jos, unde e foarte tare deschisă, în schimb. Să spăl eu puțin pensula. Așa. Acum o să vă arăt foarte frumos și înseamnă pictura în acrilic. Pictura în acrilic e ceva, o idee nemaipomenită din punctul meu de vedere. Te lasă, domnule, tu ca artist să trăiești. Uleiul e frumos, are frumusețea lui, nu mă mai repet. Dar acrilicul, dacă ai o inspirație de moment foarte puternică și vrei să îți expui sentimentul pe o pânză, rapid merge, poți să faci ce vrei cu el, îți dă voie. Acrilicul e făcut special pentru așa ceva, adică te poți manifesta ușor. Și în ulei te poți manifesta ușor, numai că în ulei, a zis bine, eu cum am pictat vazele alea cu flori, cu efectele alea în ulei, pastă groasă, dar acolo trebuie să cunoști multă tehnică. Deci trebuie să cunoști tehnic. Dacă nu știi tehnic în ulei, să faci din pastă groasă, e mai complicat. Și atunci acrilicul vine mănușă pentru cei care au puterea de a se exprima prin pictură, dar tehnic nu au posibilitatea. Și atunci vine mănușa acrilicul. Bun, gata. Cam pe aici, așa este, da? Aici avem treaba aia acolo frumușel. Aici am spus că sunt foarte delicați, că e un lucru foarte atent. Mai avem și partea asta de aici de jos. Aici partea de jos. Așa. Aici avem partea de la bază. Aici o lumină. Aici mai vine încă o chestie de genul ăsta, așa. Probabil e o... Așa, hai să vedem. Wow, ce frumos este. Splendid. Efectul minunat. Dar numai din două pensule putem obține o grămadă de efecte, vedeți? Așa, ce mai avem? Mai intensificăm puțin aici lumina. Păi, eu zic că e bine și așa. Dacă ne limităm la lucruri simple. Bun. Mai trebuie deschisă partea de jos. Da? Hai să o mai deschidem. Ideea e că în timp ce pictați, trebuie să aveți în calcul tot timpul, băi, am dat aici, știu în cât timp se va usca aici culoarea ca să pot să revin pe partea asta alaltă. Și tot așa, adică ați înțeles, da? Dăm aici bidineaua aici, dăm cu bidineaua aici, dar trebuie să ținem cont că aici lucrurile se usucă. S-au uscat aici, da? Revenim pe vază și dăm pe vază și tot așa. Asta este. Da? Cum construim cumva vaza? Dacă cumva e mai sus aici, coborâm mai jos. Uite, vezi? Ia uite, cât e de frumos făcută ea. Uite, dacă îi mai dăm și niște efecte din astea așa profi. Țineți pensula într-o singură direcție, dați cu ea în toate direcțiile, răsuciți-o, apăsați, dați în rotund, dați în drept, dați cum ați dat numai să dați. Mulțumesc celor care distribuie în continuare și sunt, să spunem așa, adepții
lucrurilor bune, pentru că, cum am spus, e mare lucru într-o societate a nepăsării să-ți pese de cel de lângă tine și să nu mai promovăm tot felul de vulpițe și tot felul de non-valori și să stăm în fața neputinții, să nu luăm nicio măsură de măcar atât cât putem. Nu putem noi să ne ducem la televizor, să le spunem la ea ce să ne dea nouă la televizor. Dar măcar aici putem. Și încă o dată în seara asta mulțumesc celor care uite-l cât e de frumos. Uite-l cât e de frumos. Așa, mie îmi place și așa. Nici nu am mai trebuit să-i mai pun flori. Nu, o să-i punem flori. Aici am o explozie de alb. Am lăsat-o intenționat. Tocmai alb ar vrea să vină o lumină cumva și din spate. Știi? Să... Nu mă interesează modelul la mod spray. Eu plec cu ideea de acolo, da? Să nu creadă tipul că după aia am luat eu lui, i-am furat tabloul. Fundalul după aia el mai trebuie vibrat și după ce facem florile, da? După ce am făcut florile, mai putem vibra. Bun, hai să trecem la flori acum. Mult minunatele flori. Florile, ca să le facem, e o joacă de copii, ca să faci flori, să spunem așa. Deci te joci. Efectiv, e o joacă de copil. Mai ales florile de acolo, da? Ce avem noi acolo, domnule? Avem așa, ia uite. Da? Uite-le. Cât de simplu. Uite. Mai după aia așteptăm puțin să se usuce și iarăși, mai revenim iarăși. Eu am o pastă, ar fi trebuit să fie cumva mai groasă, mai consistentă. Nu e atât de consistentă. Nu știu din ce motive, probabil că sunt în România de aia. Uite, mă duc cu ele chiar foarte aproape, una de alta. Vezi petalele. Știți cum le despărțim? Cu puțin efect de verde sau negru între ele și le-am despărțit. Adică nu trebuie să vii acolo să te chinui să faci petala aia, nu știu cât, sau să nu aveți impresia că tipul care a pictat tabloul ăsta e un geniu, nu știu ce. Nu, domnule, geniu ești și tu dacă vrei. Poți să și tu devii un bun pictor. Ideea este să-ți... Am impresia că mă ascultă vecinii. E prea multă liniște în jurul meu. Nu știu câte ceasul, dar... Asta e ultimul lucru care m-ar interesa la ora asta. Da. Vedeți? Da? E ok? Hai, acum, dacă, ia, uite, dacă punem alb acum peste culoarea aia de acolo, ia să vedeți ce explozie frumoasă de culoare vine. Ia uite. Ideea e că dacă tu încerci să le întinzi prea mult și să încerci să faci... Că nu dăm geamurile cu vopsea aici. Noi aici pictăm. Da? Căutăm vibrația, căutăm trăirea. Da? Pictura înseamnă trăire. Pictura nu înseamnă materie. Mergem la școală și învățăm o materie, citim cărți. În cărți niciodată nu o să înțelegem ce e pictură. Ea vine din trăirile tale, din simțământurile tale interioare, pictura. Da? Uite, așa, vezi? Dăm și dăm, creăm vibrație, vibrație. Eu tot timpul am spus, vibrăm și pe baza vibrațiilor creăm efectul. Efectul este din vibrație. Uite-l. Uite-l cât de frumos e. Minunat. Aș fi putut... Așa, eu acum aștept să se usuce puțin lucrurile. Între timp, să nu stau... A fugit tabloul, stai aici, da? Wow, nu văd bine? 290? E destul de frumos. N-am mai fost așa de când eram flăcău. Numărul ăsta. O să mai vibrăm puțin cu violet. Ce se întâmplă? Fundalul ăsta, v-am mai spus, noi o să mai lucrăm la el imediat după ce încercăm să facem frunzele. De fapt, nici nu există frunze acolo, că există doar niște efecte de frunze. La fel și noi nu facem întru totul toate lucrurile astea așa cum ar trebui să fie petale, frunze și toate lucrurile alea. O să creăm mai niște efecte subtile a lucrurilor, da? Și cu asta ne cam mulțumim. De exemplu, uite, o chestie foarte mișto. Tipul n-a făcut treaba aia acolo, dar eu le fac în felul în care văd eu lucrurile, știi? De-aia spun că bine ar fi fiecare să interpretăm în felul nostru așa cum vrem. Vezi? Uite. Simfonie de culoare.
Cam asta ar trebui și voi să faceți. O să spuneți, a, wow, dar pe așa o să pictez și eu, o să spuneți, nu? Da, foarte tare, asta îmi și doresc și voi să pictați așa. De asta vă fac lucrurile astea, de asta spun și eu la rândul meu, nu fiți egoiști și distribuiți și voi, bă, ca să vadă și lumea, să știe și lumea. Uite, vezi cum face tipul ăla, nimeni nu ne-a arătat, dar uite, el îndrăznește să ne arate lucrurile astea și să le practice, că eu le fac împreună cu voi pentru prima dată în viața mea lucrurile astea, jur. Deci n-am făcut niciodată, fraților, așa ceva. Eu știți bine ce pictez. Nu rămâne așa. Nu, nu, nu. Nu, nu rămâne așa. Voi veni cu culorile de fundal în el. Dar aștept să se usuce primele culori astea. Albul ăsta. Aștept puțin să se usuce, da? Deci eu tot mai figurez puțin. Încercăm să nu facem lucrurile chiar... simple, da? Uite, de exemplu, aici dacă aș aduce un negru, nu mai pleacă cilindrii, că treaba aia. Aici e altceva, avem un alt raport decât la vaza de flori, cea cu trandafir. Aici e un alt raport pentru că avem în spate o lumină. Lumina asta, în cilindru, o să ne creeze o lumină pe luciu metalic. Și atunci o să vin cu un negru aici, da? Aici. Și nu mă duc până în margine. Vedeți? Deci nu mergem până în margine, lăsăm ca să dăm efectul de cilindru, da? Nu trebuie să mergi neapărat la școală ca să înveți lucrurile astea. Te uiți pe Facebook la mine cum pictez, te învăț eu și poți deveni și tu la rândul tău pictor. Pentru tine și sufletul tău poți deveni pictor. E cel mai important lucru să te simți mulțumit că poți face ceva în viață. Nu zic că pictura e acum... nu știu cât, dar pe mine unul m-a ajutat foarte mult emoțional. Am trecut prin multe lucruri și pictura a fost cea care m-a salvat, să spunem așa, de la multe lucruri neînțelese de la viață. Că am toată viața încercăm să înțelegem ce înseamnă viața și în final... Ia uite cât e de frumos. Mos, 333. A, nu, voi v-ați pus perele acum. Păi n-am avut așa ceva în viața mea, oameni buni. M-ați determinat până la urmă să nu mănânc degeaba. Noi românii avem vocabularul foarte colorat, sper să nu vă spăreați. Uite, aici am să mai aduc puțin violet. Știți de ce? Ia uitați, de ce aduc eu puțin violet aici? Cu toate că vaza e albastră. E reflexia. Da? Avem o reflecție cromatică după fundalul ăla, da? Și o să regăsească cumva, probabil, și în câteva zemuri pe florele alea albe. Nu le lăsăm întru totul albe așa, da? Ia uite. Ați înțeles? E foarte simplu. Ia uite. Nu i-am dat un contur exact, finit. Băi, hai să văd de aproape că poate... Voi nu vedeți toate lucrurile astea de aproape și... Uite-l! Deci nu are un contur... echilibru trebuie să existe la bază, să nu fie mai într-o parte sau în alta, da? Uite-l! Hai să văd lumina altfel. Uite, acum se vede paleta cromatică mult mai bine. Vezi? E mult mai bine așa. Era intensitatea... Lumina era prea puternică, dar acum nu mai am deloc lumină. E prea negru totul. Și nu mai am deloc lumină. Măcar cât de cât puțin să văd și eu ceva. Nu mai văd nimic acolo dacă era după vechea lumină. Așa. Bun. Hai să trecem mai departe, că văd că am fost destul de tare încurajat să pot merge mai departe. Vă spun sincer că dacă nu aveam motivația din seara asta, am vrut, mi-am spus, zic, bă, zic, mă lupt cu morile de vânt. Lumea vrea numai să vadă, dar nu vrea măcar minimul lucru să facă, să distribui, zic, minimul măcar.
Și chiar am puțin dezamăgit în seara asta, dar iată că Mare Dumnezeu și ați înțeles că de fapt doar împreună putem să creăm lucruri minunate. Bun. Hai, acum să vă arăt ce înseamnă ce am vorbit eu. O să trebuiască să dăm cu fâs-fâsul. Bun, fâs-fâsul. Am nevoie de ce la fâs-fâs? El e prea tare uscat, ori eu trebuie să vin cu fundalul și să mă țin pe margine. Am obținut liniile astea mult prea drepte, e prea dreaptă linia și prea vine deasupra albul. Și atunci o să dau cu fâs-fâs din ăsta. Chiar dacă se mai scurge aici cu alea picături de apă peste culoare, asta e destul de bine. Nu e nimic rău, toată treaba asta. Trebuie să fie vibrant tabloul, da? Și nu dintr-o singură culoare. Uite, vezi? Uite, vezi? O să mai vin, probabil, cu siguranță, iarăși, încă o dată, cu o altă culoare. Probabil că o să vin cu un portocaliu. Uite, să vă arăt un portocaliu subtil. L-am făcut numai subtil, nu e ăsta, că e prea... Uite, vezi? Niște nuanțe din astea. Dar nu merge așa. Deci nu merge așa. Ele va trebui să meargă în cuțit. Și nu merg acum decât după ce se usucă foarte bine lucrul ăsta. Da? Deci nu acum. Acum nu merg lucrurile alea. Bun, hai să continuăm acolo. Nu a fost doar o idee. Cum stau lucrurile. Da. Deci tot așa. Nu intrăm în profunditate prea tare ca să ne pierdem în detalii, da? Crede doar iluzia. Nu facem extraordinar de multe frunze, dar nici prea puține, iarăși că e o problemă aici. Probabil că tabloul ăla, după care noi ne-am inspirat, e un tablou micuț. Asta având 80 cm, fiind un tablou relativ măricel, nu ne putem limita doar la câteva frunzulite și la 2-3 floricele. Atunci o să trebuiască cumva să mai încărcăm puțin, să mai înveselim suprafața, care e destul de mare, amplă, da? Și în cazul ăsta o să mai facem niște... O să mai facem niște frunzulițe. O să mai îmbunătățim puțin ca și... Uite așa, ia să facem niște treburi. Trebuie să avem foarte tare grijă să nu ducem, să nu trimitem într-o altă direcție, da? Uite, vezi aici, am pus... Nu e bine aici. Ați văzut? Treaba aia. Strică. Unele lucruri chiar strică fără să-ți dai seama. Din tendința de a face bine, de cele mai multe ori greșim. Dar ce te faci dacă nu încerci? E prea alb. Să nu fie prea violet. Aici toată pictura nu e pe flori. Nu e pe flori, că flori nici nu există. Nu e nici pe vază. Ea nici măcar n-a fost un grad mare de complexitate la vază. Toată treaba este pe fundal. Tu trebuie să vibrezi cu planta. Trebuie să vibrezi cu vaza. Da? Deci aici e toată treaba. Nu pe flori. Florile nici măcar nu mă interesează. Eu nici nu le văd. Eu nu le văd pe flori. Dacă voi le vedeți, nu trebuie să fiți sustras de lucrurile mărunte. Cu toate că tabloul înseamnă florile astea. Am zis că mai trebuie puțin roșu. O să mai punem pe aici roșu puțin. Las pe ăla să se usuce. Și acum am să vin subtil, iarăși pe aici e prea mult. Tot cu asta obții efecte mai bune pentru că e mai mare. Trebuie să știi foarte tare cu ce pensulă trebuie să te adaptezi în timp ce lucrezi. Pensula este scula cu care pictorul nu ește, nu vopseaua cu care rânduiește treaba acolo, da? E ca o
mistrie, e ca, o, ca orice altă sculă. Uite, vezi? Pensula prea mică, mult prea mică, m-ar fi dus în, în a bibili lucrurile prea tare și iarăși nu era bine. Bun, ce mai avem? Avem aici... Mărgile trebuie să le închidem. Ok, hai să închidem mărgile puțin la culoare. Ne grăbim puțin. Ok. Așa. E mult mai bine. Câștigăm interes pe lucrare, pe centrul lucrării, dacă închidem mărginile. Am de fiecare dată funcționează lucrul ăsta. Să închizi mărginile ca să duci privitorul către centrul lucrării, știi? Da, în situația noastră, pentru că avem o paletă cromatică foarte simplă, ușor interpretabilă, nu e complicat nimic aici. Avem albastru, roșu și puțin alb pe flori, da? În școala răzleți puțin portocaliu, dar ăla e aproape nesemnificativ. Uite, uite cât de frumos începe să apară, el e. Vezi? Mie îmi rămâne niște pensulații foarte mișto, hai să vedea cât mai e aproape. Hai să facem așa degeaba. Uite, treaba asta. Pensulațiile astea când dai cu lac se rămân și sunt foarte frumoase. Creează un lucru. Uite, vezi? E ca și cum parcă ele ar radia lumină. Am stâns becul de tot. Deci nu mai am nicio sursă de lumină. Și voi lucra așa, cu o sursă de lumină foarte slabă. Telefonul amplifică lumină, dar să știți că eu aici, în realitate, lumina este foarte slabă. E de la un bec amărât de sus. Da, încercăm să vedem lucrurile așa. Și acum, dacă tot s-a uscat, albul ăla de acolo, am să încerc cumva să vibrez de asta dată florile cu cuțitul. Da? Și uite cum fac. Vedeți? Am și pastă de volum în același timp. Câștig și volum din culoare. Uite, aici nu e nicio floare, dar eu o pot transforma într-o iluzie de floare. Am să fac puțin portocaliu iarăși, roșu, galben. Și puțin alb. Uite asta de aici. Așa. Aici. Punctăm iarăși puțin, ați văzut, da? Uite, chestia asta, cât de mult contează un lucru simplu. Uite, ăsta de aici. Pentru că e cumva situat în centrul tabloului. Nu trebuie să ne ducă gândul prea tare la el, iarăși. Să nu fugă prea mult imaginația noastră către un obiect care ne-ar sustrage atenția. Acum voi face centrul. Mi-e teamă nu cumva să pară mult prea așezate echilibru florilor cu orientate către privitor, știi? Și atunci am să mă concentrez puțin, foarte delicat, pe câteva dintre ele, să creez câteva efecte de umbră între ele. Uite-l așa.
dacă nu le pot obține din pensul, din cuțit, am făcut cu pensula atunci. Mult, mult, foarte multă culoare. Să înlocuiesc cuțitul. Aici mi se pare că e totuși prea alb totul. Ne jucăm, efectiv ne jucăm. Ia să mai încercăm un efect, să vedem dacă s-a uscat pe fundal, s-a uscat, ok. Am să iau, uite cum iau, iau numai așa foarte puțin, răzleț, cât să rămână doar foarte puțin pe cuțit și am să încerc să șterg așa efectul ăsta, creând numai niște efecte, uite, asta e livreat. Acolo voi nu o să le vedeți, acum cam deodată, dar schimb eu când o să mă apropii cu telefonul, o să le vedeți. Uite așa. Uite cât de delicat devine deja. Lucru care ne ajută pe noi ca lucrarea să fie din ce în ce mai delicată, mai suavă, mai frumoasă, mai ușor interpretabilă pentru privitor, fără grad de complexitate să nu știu ce. Asta sunt lucruri care fac diferența. Știți că v-am spus, vedeam prima dată, la început am văzut niște nuanțe și nu înțelegeam de unde sunt. Am zis că sunt pe dedesubt. De fapt, cred că erau pe dedesubt, numai că eu o să trăiesc cumva efectul dând pe deasupra și nu pe dedesubt. Nici nu mă interesează, v-am spus să fac identic ca cel de acolo. N-am avut nicio intenție de la început. Bun, aici hai să mai formăm puțin o altă iluzie. Wow, dacă pui în ramă pe ăsta, e un tablou superb. Deci, e criminal. Cât de subtil, tandru și delicat, dar cât de frumos în același timp. Vedeți că nu contează complexitatea, să pui 1000 de flori, să faci o grămadă de petale, să te chinui să faci toate detaliile, știi că doar atât și doar așa se poate. Nu, uite, că se poate și așa. Și să nu spuneți că nu e frumos. E frumos. De dovadă e numărul mare care se uită, deci. Bun, deci nu funcționează cu cuțitul pe fundal, m-am convins și atunci, uite, nu contează, venim, avem pensulă, ideea este să ne dăm seama când lucrurile iau o întorsătură și să echilibrăm, da? Să ne întoarcem înapoi la ceea ce era înainte, sau, da? Dacă nu ne plac lucrurile așa cum tind ele să apară, ca urmare a unor efecte, încercăm pe cât posibil, nu prin a șterge, prin a pune culoare, acrilicul ne dă voie, și ne întoarcem înapoi la cum era, da? Uite, am întors înapoi cum era, zona aia. Poate că floarea asta, uite, e mai bine așa, mult mai bine, mai mare, puțin pentru că tabloul nostru este foarte mare și atunci și eu vreau să vin mai, am să aduc puțin negru mai mult în anumite situații, de exemplu cum ar fi, uite, o chestie de genul ăsta, o treabă de genul ăsta pe aici, da? În seara asta am făcut două tablouri, două vaze cu flori minunate. Hai să încercăm puțin totuși să nuanțăm puțin centru. Să vedem ce efect are. Uite că îmi place. Cu puțin roșu, pe portocaliu de dinainte. Puțin. Wow! Super! Gata! E bine atât. Wow, o să mai încerc cu negru, totuși puțin, o să mai încercăm puțin să mai creăm niște efecte, dacă ni se permite acest. Ia să vedem. Ok. Nu trebuie să exagerăm, da? Nici să fie mult, mult prea simplu, pentru că dimensiunea pânzei este mare.
e suficient de încărcat, gata. Nu-l mai încărcăm, să nu cumva să îl stricăm și atunci îl lăsăm ceva de genul ăsta, mai puțin. Aici am scăpat puțină culoare. Mi se pare totuși albul de jos de aici prea tare și atunci am să mai pun puțin violet cu puțină apă, acum imediat, și îl terminăm. Da, perfect. Uite-l. Aia trebuie vibrat puțin. Ia să mai vibrăm puțin cu pensulația de sus în jos, verticale. Că mi se păreau toate prea așezate. Nici astea nu ar vrea să fie mult prea așezate, dar mai avem vopsea pe aici și ar vrea să scăp de ea, totuși, să o acopăr. Știi, egalează cumva cu luminile care se reflectă din florile de acolo, ar putea fi, știi, o interpretare. Să mai punem puțin violet aici, albastru, încercăm toate variantele care și cum. Nu am o alergie, când vorbesc mult, mă mănâncă nasul. Semn că trebuie să tac sau semn că trebuie să închid. Numărul este destul de spectaculos pentru mine, dat fiind și faptul că nu m-ați obișnuit pe mine, nu m-ați răsfățat până acum cu astfel de vizualizări. Wow, ce mișto este efectul ăsta, super! A zis, ideea este să dăm cu pensula, cu burete, cu cârpă, cu orice, cu mâna. Hai să facem acum cele două tablouri, unul lângă altul. Ia, acum am mai văzut ceva aici. Tot zic că e gata și continuu să... A, am mai văzut ceva acum.
Aici e treaba cu negru ăla. Și nu aș vrea să fie un tablou oarecare, totuși e un tablou destul de frumos și poate fi poate fi chiar cumpărat de cine îl vrea. De ce nu? Până la urmă, hai să nu mai fiu chiar așa de egoist, că m-am săturat să-mi spună lumea că de ce nu vând lucrările. Eu le vând, dar nu... Da. Ia să mai punem puțin violet și acum imediat o să vi le arăt pe cele două, unul lângă altul. Gata. Obositor. Chinuitor la un moment dat, dar s-a meritat efortul, zic eu, s-a meritat, mai ales pentru că voi ați reușit să înțelegeți că este absolut, cred că chiar vital să ne susținem unul pe altul în ceea ce facem și să nu mai susținem ce vrea televiziunea și ce vrea da? Vulpițele alea și toate lucrurile care ne apar la televizor sunt bune pentru anumite categorii de oameni. Bun, hai să ne arăt acum. Să le punem așa, unul lângă altul. Prima dată, ia să vedem un cap aici unul lângă altul sau să nu cadă, mă gândesc. Să nu cadă și să facem... Dar nu, domne, că nu vrea cum trebuie să iei, că nu stau, că sunt prea grele. Cum și vale așa de mic. Mă rog, hai că până la urmă mai bine la distanță așa să le privim decât... Gata. Ia să vi le arăt acum, să vedeți cât de frumoase sunt ele. Îmi plac foarte tare. Ambele, aș putea spune. Ia să le arăt. Eu aș putea pe astea după aia să le transpun, să pitez în ulei peste deasupra, când se usucă bine. Aici am un frumos care am sigur vreau să-l termin și pe ăla. Vreau în seara asta să lucrez la ăsta, dar n-am mai avut timp, pentru că timpul și el. Am o ramă! Ia să vedem cum s-a vedea ramă. Stați puțin să vedem cum se vede în ramă. Stați, nu plecați. Mai stați puțin, vă găbiți. Am o ramă. Hai să vedem cum s-ar vedea în ramă. Ia să vedem cum s-ar vedea în ramă. Ăsta e ultimul care l-am pictat, sunt curios. Rama e mai mică. Nu contează, ca idee ne putem forma. Ia să mă. Ce vorbești? Cum zicea cineva? Ce zici, Bobiță? Că merge. Ia să vă arăt. Bine, e mică rama, într-adevăr. Dacă ar fi fost o ramă mai mare, ar fi mers mult mai bine, dar hai să vă arăt așa. Și ăla acolo. Da. Asta le știți, nu? Și câte nu am. Bun, ce mai pictăm în seara asta? Mai pictăm sau mai bine vorbim? Despre pictură. Da, două lucruri minunate.
Mai am o chestie de micuță asta, dar cred că ar merge picat pe el ceva. Hai să facem ceva. Facem niște experimente? Sunteți de acord? Hai să facem niște experimente. Dacă tot mai suntem încă acolo, o parte din noi nu ne-am plictisit, atunci o să facem niște experimente în seara asta. E o bucată de pânză. Hai să ridic, țin de sus. Așa, perfect. Bun. Așa. Mai am puțin bopsea aici, mai am niște alb, mai am puțin roșu. Cred că să fac ceva de genul ăsta. Stă aici, ăsta oare? Nu. Hai să vedem în cât timp putem termina o lucrare. Păcat că nu-i frunza albă complet, dacă era albă complet, m-a ajutat și pe mine mult mai bine. Așa, o să fie o problemă că... Hai să vedem ce putem face pe o bucățică de pânză. Ei, nu e chiar mică, dar da. Nu e ca alea de 80 cm, nu? Facem o paranteză în sus. Da? Paranteză la stânga, paranteză la dreapta. Uite așa. O așez chiar la baza ramei. Ah. Nu contează. Dacă e prea sus, o aducem jos. O facem mai mică pe vază, dacă e prea mult. Ajustăm permanent. Uite ce frumos se poate ajusta cu acrilic. Acrilicul are ai posibilitatea de a te juca cu... Uite, vezi? Ok. Ce avem aici? Să vedem ce avem aici. Ce avem aici? Îmi trebuie o pensulă. Două. Mi-au două pensule. Hai să vedem ce putem face pe o bucată de pânză de genul ăsta așa. Ia să vedem. În câteva minute dacă putem face ceva. Bă, dacă putem, putem. Dacă nu, nu. Rămâne așa. Cum am zis. Aici o să facem niște petale. Ok, hai să luăm. Bă, parcă tot violetul ăsta o să visez la noapte numai violet. Că atâta violet am pe paleta asta aici, de numai violet, nu știu ce am avut în cap. Eu care nu folosesc violetul, de data asta, nu mai vreau violet. Altă culoare facem. Uite așa, pac, pac. Vedem câte pensulații. Acolo vine unul. Să facem un roșu. No, nu fac roșu.
Aici îl facem chestia asta așa puțin rotundă. Așteptăm puțin să tragă culorile și aici, la fel ca la ulei. Am putea spune. Aici mai facem niște petale, așa, ca să pară niște petale. Numai să pară niște petale, că de fapt petale o rămâne ele pe undeva, pe unde ar fi. La magazin sau la cei care lucrează, chinezii. Chinezii fac, știți, foarte frumoase flori. Îți fac trandafirii și toate alea, pf, ca o imprimantă. Nu mai știu unde mai ești tu, artistul. Eu nu-s de acord cu lucrurile alea. Când cineva pictează ca o imprimantă, nu-s de acord. Păi, unde mai ești tu? Să iau albastru. Așa. Hai să vedem dacă putem termina un tablou într-un timp mai... Măi, oameni, dar mâine nu mergeți la muncă? Să mă culc și eu. Evident că glumesc, vă dați seama. Mă bucur și eu acum, în sfârșit, de atâta lume care să mă urmărească și acum să vă pună păcatul să închideți. De, vă dați seama, n-ar fi plăcut din... ia să facem o chestie minunată aici, pe zona asta, o să vedeți imediat. Mai facem aici o chestie de genul ăsta. A, acolo, a, asta aici nu e bine. Asta acolo nu e bine. Ia să mai luăm niște alb. Aici nu e așa, trebuie să-i punem puțin albastru. A, așa, ia să facem o chestie aici. Păi, ați văzut, eu am pus un ocru. După aia am pus negru cu albastru, ceva, da? Și acum o să vedem aici. Aici iar e foarte important, nu ne gândim, mai luăm apă. Punem apă puțin și lăsăm pensula să curgă în jos. Nu o lăsăm aici. O chestie foarte... Așa. Tot neglijent. Mai ne... Așa.
Ia să vedem. Și acum aici ce facem? Aici facem așa. Ups, ce bine a ieșit. Nici nu mă așteptam. Uite cât de frumos poate ieși. Pac, 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 tri-tri-tri-tri-tri. Deci vă așteptați de la mine să vorbesc ca un profesor universitar? Pac, 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 li-li și li-li-li. Asta, profesorul universitar vorbesc ei acolo pentru ei și pentru elevii lor. Aici mai facem ceva. Aici, acum, 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 aici, uite aici. Tac, tac, pac, pac, băgăm culoare. Unii mai merge culoare? Tac, 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 tac. Vedem? Pe aici, uite, gata. Violet. Băgăm violet? Hă? Băgăm violet? Ce ziceți? Băgăm violet puțin. Hai, domnule, că am violet. Am cogemitea borcănoi de violet. La noapte am să visez violetul ăsta. Numai violet o să am în fața ochiului. Toate visele mele să fie violet, violet. Ia uite ce frumos. Da? Eu nu știu că se pitează atât de ușor pe cuvânt, vă spun. Eu închipuiam că acrilicul ăsta, zic, bă, zic, să vezi tu ce, mă, că e complicat, că nu știu ce, că... Dar când am văzut cât e de ușor de pictat în acrilic, am zis, bă, bă, stai puțin că zic, asta e chiar floare la urechi pe lângă ce pictez eu cu Rembrandturile mele. Adică, dacă am luat-o de la început cu treburile alea foarte grele, fără să-mi dau seama, eu n-am știut că... Acum nu să mă laud, dar n-am știut că Rembrandt, să pictez după Rembrandt, înseamnă atât de mult, știi? Eu am făcut-o așa, pur și simplu am pictat. Și mai apoi, uite că Rembrandt-ul ăla mi-a fost o mare călăuză, să spunem așa. M-a călăuzit în toată treaba asta cu pictura. Hai să mai vedem. Bun, hai să facem acum frumos, pac, pac, pac. Pac, 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 violet, violet. Hai, mă, unde ești violetul? Aici, hai, pune, hai. Hai, stai să vezi aici, măi. Mai. Unde ești tu? Aici? Aici. Și aici ce mai vine? Aici mai vine o chestie foarte subtilă. Aici o plecare așa subtilă. Hai să facem plecarea subtilă. Dar nu mai subtilă nu e acum, dar mă rog, o să o întind eu așa. Așa. Aici nu-mi place că e prea... Nici aici nu-mi place că e prea... Hai să mai luăm puțin roșu. Unde ești mai? Roșu sau violet? Hai, și una și alta. Așa, ia să mai luăm noi puțin galben aici, să punem. A? Merge galbenul? Nu merge galbenul. Hai să punem albastru cu alb, să vedem ce o să iasă. Na, vreau să fac o chestie acolo, dar... Mă rog, ce să zic acum și eu?
Ați văzut câte treceri au fost aici? De la una la alta, bagi, intri, iar ieși, iar pui, iar scoți, iar le mai pui odată, le ștergi, mai adaugi, iarăși nu e bine, complicăm. Asta e pictura. Ne apropiem de finalul lucrării și de finalul în seara asta. Vă mulțumesc mult celor care au distribuit, care au înțeles și în felul ăsta ne-am împrietenit mai bine și vom fi mai mult mult mai cooperanți și eu și voi. Eu zic că v-am învățat lucruri minunate în tot ce am făcut. Uite, mă, ce minunat este, Doamne, cât de frumos. Îmi vine să le iau acasă. Dar nu știu dacă mă lăsați voi, dar eu l-aș lua acasă. Ce credeți că las aici albul ăla, așa, puternic? Nah. Stai așa, aici e problemă că trebuie să închidem lucrarea, cum s-ar spune. Trebuie să o închidem frumos, elegant, subtil. E, că asta face diferența, vă spun, subtilitățile astea. Așa, gata, asta era. Hă? Mai facem ceva, oare?
E fantastic, domnule. E super. E mai frumos ca toate, domnule. E făcut în nu știu câte minute a durat. Nu? Hai să punem muzică. Hai să vedem expoziția de... E expoziția din seara asta, da? Am creat o expoziție în seara asta. Ia să vă arăt expoziția din seara asta. Acum nu trebuie să vede bine ăla, dar mă rog, facem să se vadă bine, cred. Ia să vedem ce avem în seara asta. Avem pe ăsta care... Hai să se vedeți mai bine așa, cred că s-ar vedea. Păcat că nu se văd... Are niște tonalități foarte frumoase, dar nu le citește camera. Citește numai o parte din tonalități, restul le cam lasă. Uite, diferența între ăsta, să vedeți cât e de mic ăsta, pe lângă ăla marele. Gata. Nu mai rămas? Ia uitați ce a mai rămas. Violet! Aoleu, de asta nu mai scăp eu, v-am zis. Amit că mai aveam și roșu, dar ăsta mi-a mâncat zilele. Oricum, s-a văzut acolo influența violetului. Vă mulțumesc mult încă o dată și ne mai vedem așa. Seară frumoasă!